Rectorii și prorectorii universităților membre ale Alianței Române a Universităților Tehnice, ARUT, s-au întrunit zilele acestea la Timișoara pentru o analiză a învățământului superior tehnic. La eveniment au participat, pe lângă membrii ARUT, reprezentanții Ministerului Educației Naționale și, în premieră, președintele Alianței Universităților Tehnice din Austria. O primă ședință de lucru a conducătorilor universităților membre ARUT a avut loc joi, 3 mai. În această vineri, ei s-au întâlnit cu profesor dr. Inginer Harald Kainz, rector al Universității Tehnice din Graz și președinte al Alianței Universităților Tehnice din Austria, care a prezentat programele educaționale universitare și sistemul de învățământ superior tehnic din Austria. Lucrările reuniunii ARUT au fost deschise de rectorul Universității Politehnica Timișoara, profesor universitar dr. Inginer Viorel Aurel Șerban, care este și președinte în exercițiu al ARUT. Una din principalele teme abordate a fost legată de evaluarea programelor de studii doctorale și a procedurilor de evaluare internă și externă. De asemenea, a fost propus aprobării pachetul de informații privind competiția de granturi de cercetare în cadrul ARUT și a regulamentelor de mobilități ale personalului universitar și studenților în cadrul programului ARUT Exchange. La finalul reuniunii, concluziile și propunerile de reformare a sistemului de învățământ superior tehnic din România au fost cuprinse într-o rezoluție ARUT.